Bună, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt o nouă rețetă de brioșe. Sunt niște brioșe sănătoase, care nu conțin zahăr și nici făină. De aceea, eu cred că sunt ideale pentru pachetelul copiilor la grădiniță și pentru persoanele care sunt la dietă, deoarece au puține calorii. Așadar, vă invit să urmăriți filmulețul meu. Pentru această rețetă avem nevoie de 60 de grame de fulgi de ovăz, 245 de grame de sos de mere, îl puteți achiziționa din Lidl, de acolo l-am cumpărat și eu și este și bio, 125 de grame de iaurt, aici avem hazelnut mărunțit, 45 de grame, puteți să puneți alte nuci, nu trebuie neapărat să fie hazelnut, și puteți să puneți și bucățele puțin mai mari dacă este pe placul copiilor. Eu am mărunțit pentru că altfel Eddie nu îl mănâncă. Așa, aici avem bicarbonat de sodiu, o să avem nevoie de un sfert de linguriță, două banane coapte, după cum puteți vedea, bananele mele au aceste pete maronii și acestea sunt cele mai bune banane, cele care au aceste pete și sunt și mai dulci decât celelalte, așa că sunt perfecte pentru aceste brioșe. Aici avem praf de copt, vom avea nevoie de o lingură de praf de copt și două ouă. Prima dată vom amesteca ingredientele uscate. Vom pune fulgii de ovăz. Poftim, Edi. Ajungi? Hai. Așa. Bun. Very good, Dodmări. Și amestecăm. Punem și hazelnut-ul. Poftim. Pune-l tot, da? Așa, foarte bine. Acum adăugăm praful de copt, o lingură de praf de copt. Good. Adăugăm un sfert de linguriță de bicarbonat de sodiu. Acum amestecăm toate ingredientele uscate. Așa, încet, da? Așa. Good. După cum puteți vedea, am decojit bananele și le-am tăiat în felii mai micuțe, deoarece acum le vom zdrobi cu ajutorul unei furculițe. Edi, vrei să le zdrobești tu? Haide. Uite așa, hai să-ți arate, mami. Uite așa, nu așa, invers. Uite așa. Ca la pireu. Edi. Uite așa. Edi, ca la pireu. Cu cealaltă mână trebuie. Ca să-ți fie ușor. Așa. Așa trebuie să arate piureul de banane. Acum vom adăuga și celelalte ingrediente. Întâi adăugăm iaurtul. Edi, vrei să-l pui tu? Da. Ok, poftim. Cu lingura, da. Îl pui aici tot, da? Așa. Good. Dă-l, mami. Și ouă. Acum adăugăm cele două ouă. Iar cu ajutorul unei furculițe amestecăm. Acum adăugăm și sosul de mere. Poftim. Good. Del mami. Amestecăm. Amestecăm bine, bine, bine toate ingredientele. Și punem la acolo. Da, și vom pune și fulgii de ovăz după aceea.
Eu am transferat toată compoziția într-un bol mai mare ca să încapă și fulgii de ovăz. Iar acum vom pune fulgii de ovăz deasupra. Edi, poftim, pune-i tu, te rog. Haide, așa. Uite așa. Așa. Put, foarte bine. Și de amestecă. Așa? Și de amestecă. Și amestecăm. Așa, foarte bine. Avem nevoie de o formă de silicon pentru brioșe și de asemenea eu am și aceste forme care sunt din hârtie. Unele sunt cu inimioare, iar celelalte cu steluțe și lăsăm pe Edi să vedem cu care vrea să facem. Edi, vrei cu inimioare sau cu steluțe? Cu inimioare. Vrei doar cu inimioare sau amândouă? Doar cu inimioare, da? Ok. Uite, ți le dăm amiție, câte una, poftim, și uite, pui aici. Așa, uite că știi ce trebuie să faci. Very good. Și în fiecare pui câte o formă din aceasta cu inimioare, da? Poftim. Acum punem compoziția pentru brioșe în forma de silicon. După ce am pus toată compoziția de brioșe în forme, acum este momentul să le introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius până când vor căpăta o culoare frumoasă și aurie deasupra. Am scos brioșele din cuptor, încă sunt fierbinți. Eu am ales o brioșă, am pus-o pe această placă pentru că vreau să o și decorez. Așa arată ea. Vreau să vă zic că nu arată foarte aspectoasă în momentul de față, însă este delicioasă și nu conține făină și este sănătoasă pentru copii și pentru persoanele care vor să slăbească. Și de asemenea, dacă, de exemplu, copilul vostru are un prieten care este invitat la voi acasă, puteți să pregătiți o astfel de gustare pentru copii și sunt sigură că o să se bucure foarte tare și o să aprecieze, mai ales dacă o să o și decorați. Bun, și acum să începem să decorăm. Eu am aici ananas și smeură și vreau să decorez să iasă frumos. Ce faci? Da, mami. Este șiuiete. Este șiuiete. Da, tot este. Voi pune și o bucățică de ananas deasupra. Și uitați ce bine arată. Arată foarte bine, mi-e place foarte mult. Puteți să puneți ananas și aici pe placă, pe margine. Vrei să pui și tu, Edi? Ok, hai că-ți dă mami. Și dă mami o... Uite, poți să pui aici, în partea asta. Vrei să-l mănânci? Ok, mănâncă. Acesta este rezultatul final. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. O să-i dau și lui Edi să mănânce și mâine dimineață. Acesta va fi micul lui dejun la grădiniță. Eu sper să vă fie util acest filmuleț, să încercați și voi rețeta pentru copiii voștri, deoarece este o rețetă fără făină, este sănătoasă și sunt convinsă că o să le placă, deoarece brioșele sunt dulci. Așa că sper să încercați și voi rețeta. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa!